Păi hai să dau telefon la vreo 2-3 persoane care țin la ele. Hai. Ia hai să-i dau la asta. Fac declarație de dragul de Dumnezeu ce până la ora 10. Dar nu știu dacă o lăs la aia, că e geloasă aia. Fie. Bă! Nu cred că las. A, cine știe ce își imaginează că ce pula mi-a făcut ăsta, nimic poezii. Pula nu l-a lăsat, vezi, băi, că n-am nicio surpriză. Hai că dau lui mama telefon. Nu l-a lăsat, băi, turbat, să-l la pula. Ai, fată, că nu ți-l ia nimeni. Sau poate ți-l ia, că e frumos. De ce e bel pula? Să rămână, mami dragă, ce faci? E foarte bine că are vitamina K. Păi să le dai fructe ca lume. Să le... Bă, ăștia seamănă cu mine! Păi te știu că și când eram eu mic făceai gând. Lăla te asculta, mă, aia a mâncat. Păi stai, păi are dreptate la micu. Dar ăla mare face mișto, a? L-a terminat pe tata, nu? Că tu rezici mai mult decât tata, zic eu. Păi ăștia te la mișto, mă, amândoi. Păi n-am cu cine să vorbesc, mă, de. Aolo, să nu-i zici lumea asta. Dar poate mă vede pe internet. Am eu internetul. Am eu. Am eu. Da. Tu sunt la grădiniță. Eu mă joc cu ciupercuțe. Ce ciupercuțe? Tu vorbești serios? Mamă, ce-am nimerit-o. Bă, ce urlă e acolo? Bă, la voi e balamuc original. Lasă-le. Băi, alea se trec repede pentru că sunt naturale și... Nu le dă la copii. Dacă sunt stricate, nu le dă la copii. Exact, lasă-le, că găinile sunt rezistente, sunt șmechere. Oamenii sunt mai sensibili, să știi. Asta face mișto, Andrei, mișto că la maxim. Nu știu cu cine o semăna, între Sebi și Unchiulețu, ceva de ce. Nu că și ăla e miștocar, dar și Unchiulețu era miștocar. Ceva de genul ăsta. Și Nicușor e miștocar. Cred că ăsta s-a combinat. Nu și ăla, dar e amărul rău de tot, de capul lui. Dar ăla face haz de necaz. Ce mă, s-a speriat ăla? S-a speriat ăla, micu? Păi îi tracasează ăla. Și tata ce face? E arbitru, ce face? Și degeaba îi zice, ăla chiar crede. Păi face mișto de el, băi, ce nu vis, adică așa? Bine, hai că te las, pa. Pa.